Astăzi, la Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților Mehedinți, a avut loc conferința de închidere a proiectului Tinerniți Antreprenori pregătit pentru un viitor strălucit. În cadrul evenimentului, invitat special a fost chiar președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, care de-a lungul anilor a susținut mereu astfel de proiecte, menite să vină în sprijinul tinerilor antreprenori. Centrul Regional de Formare Profesională a găzduit în cursul zilei de astăzi conferința de închidere a proiectului Tinerniți Antreprenori pregătit pentru un viitor luminos. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, deschiderea conferinței a debutat cu vizita unor mici colindători din cadrul unui after school, Children Magic School, care i-au încântat cu cele mai frumoase colinde și cântece de Crăciun. În cadrul evenimentului, invitatul special a fost chiar președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, care de-a lungul anilor a susținut mereu astfel de proiecte benefice să vină în sprijinul tinerilor antreprenori. Consiliul Județean Mehedinți a acordat o mare atenție în ultimii ani accesării de fonduri europene și chiar noi am reușit să accesăm fonduri într-un cuantum semnificativ pentru județul nostru și am ajuns să punem cât de cât la punct infrastructura rutieră a județului, infrastructura de apă și de canalizare, infrastructura de sănătate și de educație. Tocmai de aceea, ori de câte ori aud la instituțiile noastre publice că se implementează proiecte pe fonduri europene, nu pot decât să mă bucur, pentru că șansa de dezvoltare a județului nostru, dar de ce nu a întregii regiuni, este aceea de a accesa cât mai multe fonduri europene, să beneficiem de toate programele operaționale care ne pun la dispoziție fondurile acestea. Strict la proiectul pe care dumneavoastră l-ați implementat, vreau să încep prin a mulțumi în primul rând celor care ați avut ideea de a depune această cerere de finanțare, deci echipei de implementare, bănuiesc că la sugestia și coordonată de către doamna director, dar în același timp și partenerilor Centrului Regional de Formare Profesională și celor care ați fost beneficiarii acestui proiect. M-am uitat și eu cu atenție pe această prezentare care mi s-a făcut cu privire la proiectul despre care discutăm astăzi și am constatat plăcut că ați atins totuși câteva elemente esențiale de dezvoltare a județului nostru prin faptul că, în primul rând, că v-ați adresat tinerilor. În al doilea rând, că v-ați adresat populației din zona rurală și, în al treilea rând, că v-ați adresat șomerilor și populației de etnie romă. În continuarea conferinței, inițiatoarea proiectului, Geta Stelescu, a discutat proiectul ce are ca obiectiv general creșterea oportunităților profesionale unui număr de 380 de tineri niți din regiunea sud-vest Oltenia, prin asigurarea unui pachet integrat de măsuri de servicii de mediere, formare profesională, precum și dezvoltarea spiritului antreprenorial, cu scopul de a contribui la creșterea calității vieții în regiunea vizată. Și alături de noi avem pe domnul președinte al Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Bună ziua tuturor, încă o dată, să rămână. Și vreau să vă spun că avem tot sprijinul și am avut tot sprijinul dânsului și susține tinerii în județul Mehedinți și este cel mai important lucru, pentru că numai alături de voi ne vom putea dezvolta într-un mod armonios. Tot alături de mine astăzi sunt cele 10 firme înființate în cadrul proiectului. Vă spun că pentru mine este o mândrie că am reușit să înființăm și să finanțăm din fonduri europene 10 startup-uri. Totodată la eveniment au fost prezenți și partenerii proiectului, Virginia Drăghici și Gabriela Jipea, ambele fiind bucuroase și mândre de rezultatele obținute. Mulțumesc Centrului Regional de Formare Profesională, fără de care n-am fi putut să avem acest proiect, pe care l-am dus la capăt. Am realizat toți indicatorii. În primul rând, deja avem sustenabilitatea proiectului. Adică consider că acești 10 tineri pe care societatea Life Course i-a finanțat prin programul operațional de dezvoltare a resurselor umane vor continua, pentru că dânsii deja obțin venituri și venituri destul de bune pentru un început. Consider că societatea Consul RIST, prin activitățile pe care le-a avut în acest proiect, constând în mediere,
și informare și consiliere a tinerilor niți. Vom continua și pe parcurs. Am colaborat foarte bine cu autoritățile din Mehedinți, cărora le mulțumesc că ne-au dat această șansă să cunoaștem mai bine județul și oamenii acestui județ. Scopul evenimentului l-a prezentat promovarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului, prezentarea obiectivelor îndeplinite, a lecțiilor învățate de-a lungul implementării, a impactului asupra partenerilor implicați, a soluției informatice și a beneficiilor implementării inițiativei. Mulțumesc celor 10 tineri pe care i-am monitorizat împreună cu doamna Stelescu și de asemenea cu colega mea, doamna Drăghici. Sunt niște tineri de nădejde. Au fost tineri care și-au pus tot sufletul în tot ceea ce au făcut, au câștigat cu brio aceste proiecte, au trecut, s-au zbătut, au fost lună de lună alături de noi, i-am monitorizat, au fost prompți de fiecare dată și de asemenea și colegilor mei, care pot să spun că sunt colegii mei, cei de la centru de formare, doamnele au muncit, să știe toată lumea, în afara orelor de serviciu, cu bune și cu rele. Nu pot să spun că n-am avut la un moment dat o grămadă de altercații, dar până la urmă, împreună cu monitorii noștri, am ajuns să realizăm ceea ce ne-am propus. Suntem pe ultima sută de metri și o să fim alături de voi în continuare. Știți foarte bine că oricând telefoanele noastre pentru voi vor fi deschise și ce să vă spun, să aveți succes și suntem mândri de voi. Tinerii antreprenori prezenți la conferința de închidere a proiectului Tinerniți, antreprenori pregătit pentru un viitor luminos, au fost foarte fericiți și și-au dat seama că drumul lor este calea antreprenorială. Asta în lipsa unor oferte corespunzătoare propriilor cerințe pe piața muncii. Afacerea mea se bazează pe dezvoltarea mascotelor în județul nostru. Am cumpărat în jur de 15-20 de mascote ca cea din spatele meu, toate profesionale, asemănătoare 100% cu cele de la Disneyland și mergem cu ele la petrecerile copiilor, îi animăm, bineînțeles, după cum ați văzut, ei sunt înnebuniți după ele. Și asta a fost și ideea, să-i distrăm pe cei mici. Noi, la rândul nostru, avem și noi un copil și am văzut cât de mult se bucură el când vede o mascotă de genul. De ce să nu facem și noi ceva asemănător, să-i bucurăm pe cei mici și în același timp să ne înființăm și o afacere. Și startup-ul ăsta a fost ideea genială, pentru că e destul de costisitoare una din asta și ne-o permiteam din banii noștri și atunci am accesat fondurile și ne-am cumpărat mascotele astea și afacerea merge mai departe. Am 20 de ani, mi-am dorit să fac această afacere pentru că mi-a plăcut. La mașinile și mi-a plăcut să lucrez în acest domeniu și a fost destul de greu. A fost. În ce a constat? Multă muncă, timp. Ce faci acum? Ce costă afacerea ta mai exact? În vulcanizare. Astfel de proiecte sunt menite să vină în sprijinul tinerilor fără o formare profesională, tineri cu vârste cuprinse între 16 și 29 de ani, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural, persoanelor șomere, dar și persoanelor inactive. Consiliul Județean Mehedinți, în frunte cu președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, sprijină astfel de proiecte, fiind foarte bucuros că tot mai mulți tineri aleg să urmeze calea antreprenoriatului.